Încă o dată că ați fost pronți și ați dat curs invitației noastre. Motivul pentru care facem astăzi conferință de presă este că am avut o ședință de Consiliu Local în care primarul Dumitru Pantazi a înțeles să vină cu o soluție, după părerea dumneavoastră sale, referitoare la criza pe care o avem astăzi la Pașcani, referitoare la furnizarea agentului termic către Pașcani. Deci furnizorul de gaze de la RAGCL a tăiat gazul. Iar astăzi pășcănenii, dar nu numai de astăzi, cred că de 4-5 zile, nu au nici apă caldă, nici căldură. Pe lângă pășcăneni mai sunt și instituții din subordinea Consiliului Local, mai sunt școli care nu au agent termic la Pașcani. Astăzi în Consiliul Local am încercat să-mi spun un punct de vedere și am afirmat foarte clar și foarte răspicat că vinovat pentru toată această situație, este primarul Dumitru Pantazi. A spus foarte clar că de 6 ani de zile el este primarul municipiului Pașcani și că ar fi trebuit să facă ceva în așa fel încât astăzi să nu ajungem în această situație. Bineînțeles, n-a suportat critice, a început să mă contrazică, am avut o discuție în contradictoriu destul de virulentă verbal. Din păcate, primarul Dumitru Pantazi nu suportă să asculte altfel de păreri, iar la sfârșitul ședinței ei au considerat să voteze niște proiecte care nu rezolvă problema. Mesajul meu este foarte clar, lumea trebuie să înțeleagă foarte bine că PSD Pașcani și Dumitru Pantazi n-au făcut nimic de 6 ani de zile. Situația regiei este gravă. De 6 ani de zile ea se îndreaptă către prăpastie și Dumitru Pantazi nu face nimic, absolut nimic, ca să o redreseze. Mai mult decât atâta. În campanie electorală, Dumitru Pantazi, în programul electoral pe care l-a prezentat pășcănenilor, a spus, referitor la regia de termoficare, că din acest motiv voi dispune organizarea unor consultări publice cu privire la menținerea, închiderea sau conservarea sistemului de încălzire. Pe termen lung vom realiza o strategie locală de încălzire. Da? Redresarea financiară a RAGCL. Investiții pentru eficientizarea sistemului de încălzire, inclusiv surse alternative de energie, astfel încât prețul căldurii să fie competitiv pentru atragerea consumatorului. N-a făcut decât să mărească prețul la termie, iar când l-a mărit, nici măcar nu l-a făcut pe la corect, l-a făcut din pix ca să dea bine la populație. Nu mai vorbim despre care e eficientizare, care e program de investiții, nu este absolut nimic, niciun document la Consiliul Local venit din partea primarului Dumitru Pantazi, care să arate o strategie, un punct de vedere. Dar știți ce vrea să facă? Vrea să dea vina pe liberal. Este foarte simplu. Strategie, eu nu le-am făcut, pentru că primarul n-a făcut pentru că n-a făcut. Și acum vine și spune că liberale sunt de vină. Cu ce sunt de vină liberale? Au majoritate PSD în Consiliul de Administrație la RAGCL. Au majoritate PSD în Consiliul Local. Au primăria. Au aparat de specialitate. Au toate instrumentele din lumea asta să facă ceva. N-a făcut absolut nimic. Dau vina pe noi că nu avem soluții. Acum 2 ani de zile am fost... Nu, acum un an de zile. Un an și jumătate. Da? Pe data de 15.02.2017 am fost la RAGCL împreună cu alți 2 consilieri locali. Am discutat cu conducerea de acolo. Am discutat cu salariații. Am făcut un raport, l-am depus la Consiliul Local. Cât ne-am priceput noi. Bineînțeles că aceste soluții sunt făcute împreună cu conducerea de la RAGCL. Un raport de 27 de pagini, la care la pagina 25-26 avem câteva soluții, măcar avem o strategie. Cu puterea unor consilieri locali, fără să avem în spate un aparat de specialitate care să ne ajute. Fără să avem în spate un buget. Că municipiul Pașcani are buget, domnule, și dacă trebuie să plătești niște specialiști să-ți dea o soluție, ai cu ce să-i plătești. Ești la putere. Deci, toate instrumentele din lumea asta le avea Dumitru Pantazi să facă, n-a făcut
nu suportă criticile și are impresia că nu e el de vină. Asta este cel mai grav din punctul meu de vedere. El se uită către Consiliul de Administrație, se uită în stânga, în dreapta, spune, doamne, eu știți, eu mi-am plătit facturile la RAGCR. Și eu, mare spintilie, mi-am plătit facturile la RAGCR. Și alți pășcăreni ne-am plătit facturile la RAGCR. Era de datoria noastră dacă am consumat. Dar lumea are nevoie de un lider. Lumea are nevoie de un primar care să conducă orașul ăsta, da? Care să dea o cale, o direcție. Să le spună celor de la RAGCR, de la Preservapa, de la Ecosalubritate. Oameni buni, mergem în direcția aia. Așa trebuie să ne redresăm. Avem un plan pe 2, 3, 4 ani de zile. Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat. Iar astăzi, probabil că vor încerca prin metode politicianiste să dea vina ori pe liberali, ori pe Consiliul de Administrație sau pe Zâna Măseluță. Eu am încheiat. Dacă dorește și colegul meu să spună câte ceva. Nu numai că domnul primar și majoritatea PSD nu a făcut nimic ca să sprijine RAGCR-ul să iasă din acel impas pe care îl cunoștea de 6 ani de zile. A pus piedici. Da. Am făcut eu o postare pentru care dumneavoastră s-au ofensat, din care arătam că anul acesta au, prin faptul că au bat un preț la RAGCR mai mic decât prețul de producție, un preț din pix, stabilit de domnul primar, au creat un prejudiciu RAGCR de 300.000 de lei, prejudiciu pe care l-a recunoscut astăzi și domnul director. Da. Tot timp cât vin sub prețul de producție, nu ai cum să faci decât minusul în caserie. Situația de astăzi, când RAGCR-ul e cu gazul tăiat, se știa de anul trecut. De anul trecut, ce am ieșit din primăvară, am atras atenția că situația e gravă și haideți să facem ceva. Nu s-a făcut absolut nimica. Domnul primar, de la înălțimea funcției domniei sale și de la competențele, datorită competențe pe care le reclamă, nu ne-a luat niciodată în seamă. Orice au spus consilieri liberali, a trecut așa ca vântul pe la urechii domniei sale, nu se apleacă și acum când s-a ajuns în acest impas, vine și spune să venim cu soluții. E cam târziu pentru soluții. Cam târziu pentru soluții în acest moment. Cei care au produs acest dezastru, să-l și rezolvă. Întrebare, de ce nu ați votat rectificarea de buget astăzi? Pentru alocarea acelor sume? Pentru că nu este o soluție. Nu ajută cu absolut nimic această. Explic. Astăzi prețul la RAGCR este, de exemplu, 5 lei. Da? Facem un exercițiu de imaginație. Cei 5 lei sunt plătiți o parte din populație, să zicem 3 lei, și 2 lei la subvenție. Astăzi, ei n-au făcut decât să mute. Să zică, domnule, subvenția este 3 lei și populația plătește 2 lei. Nu poți, din doar financiar, să rezolvi o problemă de funcționare. Acolo trebuie o soluție managerială. A recunoscut-o și domnul director de la RAGCR, la sfârșit, a spus, domnule, îmi dați niște bani acum, dar peste o lună, două, e tot aia, ei nu încasează mai mult. Nu au un aport suplimentar de bani. Ei aceeași sumă care ar încasa o populație subvenție, se schimbă proporția. Am înțeles. Ultim moment al PNL-ului, care ar fi fost? No, pentru că este în impas. Deci sunt 2.500 de apartamente care nu au căzut. Am înțeles. Soluția este dacă transformau societatea mai devreme. Am înțeles. Mai devreme este astăzi, o problemă. Dar astăzi, la ora actuală, ce trebuia făcut? Astăzi nu știu ce trebuia făcut, dar ce eu spun că... Pentru că bănuiesc, dacă ei de 2 ani de zile, de 6 ani de zile, nu iau nicio măsură, înseamnă că aveau o soluție. Noi am spus-o, asta nu e o soluție. Dacă dumneavoastră consideră că e o soluție, e o soluție. Ok, deci îți devin, dar la roba actuală, ce trebuia făcut? Păi chiar nu v-am zis că nu mai știu ce se poate face acum. Sumai, de acum adune să le faci. Soluția, acut, la vot, erau... Acu trei luni de zile, da? Dacă făceau acum 3 luni, transformau societatea, regia în societate comercială. Astăzi puteau să vină, așa cum au făcut la Ecosalubritate, să vină să facă o majorare de capital. Și atunci acei bani chiar intrau în societate, erau un plus, erau un ajutor. Dacă nu au făcut-o, ce Dumnezeu să le mai face? Acum vin, da, știți cum, nu-i mortul la groapă, hai să resuscităm. Nu se mai poate. Sunt unele cazuri în care e prea târziu să vii cu o soluție. Deci astăzi ei n-au știut că vine iarna, n-au știut că vine toamna, n-au știut că lumea are nevoie de încălzire. Deci, el, deci în momentul în care ajunge în impas, nu știe ce să facă, se uită la liberal. Dom'le, voi, păi noi ce? Noi ți-am spus de atâta timp că te duci spre prăpastie. Păi trebuie să faci ceva, da? Dacă nu are soluții, eu atâta vreau.
să vină Dumitru Pantazi să spună așa, eu nu am soluții, eu nu știu ce să fac, mă dau la o parte, da? Eventual și demisia de primar pentru că și-o merită o demisie, din punctul meu de vedere, și după aia să vină liberalii să conducă dacă eu nu poate. Și punem noi soluții pe masă. Da? Le-am găsit în urmă, le găsim și acum. Problema este că nu avem mijloace. Nu avem consiliu local. Dar ipotetic vorbim. Să recunoască că ei nu au soluții și după aia vă spun eu, în două zile vin grupul liberal din consiliu local cu soluții. Asta e oarecum politic. Politic, dar de ce am numit, dacă aveți o soluție, ce nu puneți în practică, de ce nu discutați? Pentru că nu ne ascultă Dumnezeu. Deci de 2 ani de zile când sunt consiliu local, tot îi dau soluții. Niciuna nu-i bună. Acum când ajuns, asta e soluția mea, trebuie să o înghițiți, că altfel nu... Concret, care e soluția? Au nevoie de infuzii de capital. Scurt, ca să nu le învățe. Deci iarna. Au nevoie de bani ca să treacă iarna. Așa, și da? Banii aia trebuie doar din consiliul local, de unde se luăm din altă parte. Nu există altă soluție decât bani din consiliul local. Pentru că omul reagecerul are nevoie de o infuzie de monedă, de bani. Da? Și după ce le-ai băgat acești bani din consiliul local, cu toate că de principiu nu sunt de acord pentru că n-au făcut nimic ca să evităm situația asta, după ce le dai acei bani, trebuie să găsești soluții tehnice și manageriale. Trebuie să te pui la masă și să spui, asta centrala termică nu merge, dincolo facem o investiție, schimbăm un autocar, facem tot ce trebuie făcut. Ați făcut studiu economic, vezi cam câți bani ar fi nevoie? Nu poți lăsa... Ascultați un pic. Nu poți lăsa fără căldură niște oameni care n-au nicio vină. Corect? Deci, când arde, trebuie să stângi casa, focul, da? De pe casă, te duci, astăzi arde, eu vin cu niște bani din consiliul local, bun? După care văd ce pot să fac să nu se mai întâmple sau să evit astfel de situații. Cam asta s-a întâmplat astăzi. Cam asta s-a întâmplat astăzi. Problema este că ei, făcând o serie de greșeli, vor să dea vina pe cineva. Ei vor să ne prindă pe noi acolo împreună, liberale, să zică, domnule, dar și voi ați votat, și voi ați făcut, vedeți că vina este comună. Nu, nu, mesajul e clar. Vina nu este comună. Nu am fost noi astăzi la cârmă. Astăzi sau de 6 ani încoace. Vina e a voastră. Asumați-vă conducerea, că așa este bărbătește. Nu poți să vii de dragul, domnule, haideți să facem administrație, haideți să fii bun colegi, consilier local. Nu, 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 voi sunteți acolo. Nu amestecați lucrurile în capul pășcăneamului să spuneți, domnule, știți, consiliul local e de vină pe ansamblu. Nu. Majoritatea PSD este de vină. Foarte clar. Concret, astăzi, care este soluția PND-ului? Deci trebuie găsiți bani din consiliul local. Prin meu, o metodă sau alta. Pentru? Pentru plătirea gazului. După altfel care... nu poți. După care te așezi la masă de a doua zi și spui, hai, ce facem ca să... Trebuie să tragem un plan, să facem pe un an, doi. Este o chestie tehnică, nu poți de mâine să închizi complet. Și chiar dacă ai vrea să o închizi, chiar dacă ai vrea să faci insolvență, sunt chestii tehnice. Nu poți de mâine 2500 de apartamente să-și monteze centrale. Și școli. Și școlile. Nu este financiar posibil. Trebuie un plan cu subiect și predicat, etapizat, pus pe masa Consiliului Local și atunci vedem ce se poate face. Au avut la Consiliul Local adrese, le-am primit și noi Consiliul Local, de la directori la Consiliul de Administrație. Jumătate, în care spun, sunt soluții, să închide anumite centrale, să facem investiții, să accesăm fonduri de la guvern. N-am făcut nimic. Și dacă asta de vreați atenți la sfârșitul ședinței, când a spus, când a vorbit domnul director, da? Ăștia 400.000 de lei nu le garantează deblocarea furnizării gaz. Datorii 600. 700. Pe care... 700. 700 e un miliard care nu e în... Nu scade. Oh, ok, au 600. Cei de la... De unde au primit că ei acum gaz, au spus că dacă nu au datoria, dar zi achitat, deci cu cei 400 n-au făcut nimic. Au votat degeaba. Vă dați seama că n-avea cum să votăm ceva care nu e o soluție? Chiar dacă se alocă fonduri suplimentare, atât timp cât RGCR-ul are proces cu ANAF și mai au titlul executorii, credeți că o suplimentare din fonduri îi va ajuta să tăia că... Deci astăzi altă soluție nu este decât suplimentare de fond. E ca un bolnav care are nevoie de o transfuzie de sânge. Nu îți pui întrebări prea multe când el stă să moară. Te duci, îi faci ce trebuie la urgență, după ce l-ai scăpat și l-ai scos din situația de urgență, te duci cu el la tratament. Și la tratament trebuie să-i faci analize, trebuie să-i faci toate investigațiile necesare. După ce ai făcut investigațiile, găsești un diagnostic și dai o soluție. Astea sunt etapele. Ce mă deranjează pe mine este că nimic din etapele astea nu le-a făcut Dumitru Pantazi.
Nimic. Măcar să fi început ceva. Spune. Am vorbit la telefon, știți că v-am spus eu. Soluția primară a fost insolvența. Recomandare. De ce n-a făcut-o insolvența? Dacă aia era soluția. Cine primarul o face? Dom'le, au majoritate în Consiliul de Administrație. Au trei PSD-ști acolo de 4 ani de zile. Ei, cum să vă spun eu? Director. Deci, Nedelcu, Costan și Sofian sunt de la PSD. Ești nevastă persoana acolo. În minunitate. Ești tehnic, care știi situația, cred că mult mai bine ce înseamnă ce o problemă tehnică dacă ar fi acolo și, repet, din 5 este unul singur, dar ei au 3. Vă dați seama că niciodată n-ar fi acceptat PSD-ul să n-aibă un control în orice Consiliu de Administrație de la societățile din subordinea Consiliului Local. Având un membru acolo, presupun că nevastă a discutat cu el în ședințe din partid. Corect. Care este soluția domnului pentru ACL? Cum se face? Cum se procedă? Da. Soluția a fost? S-a transmis. Nu numai asta. Planul care l-ați... Da. Și ala, și m-au mai venit niște adrese pe parcursul anului trecut, da? Pe care spuneau că se pot accesa fonduri guvernamentale, se pot face aia, se poate face aia, dar trebuia sprijinul primării. Haideți să vă spun o situație cu transportul, știți? În Consiliul Local. Domnule, au făcut adrese, vor un autobuz. Domnule, nu putem să le dăm autobuz. Adrese de la Consiliul Concurenței. Ce spune acea adresă de la Consiliul Concurenței? Spune că da, poți să-i dai autobuz, dar trebuie să faci două hotărâri de Consiliul Local. Că trebuie să hotărăști calea. Deci mint. Noi i-am spus de ce n-ați dat, nu putem să dăm și documentele spun că puteau să dea. N-au vrut să o facă. Puteți să ne explicați încă o dată, pentru că ceea ce s-a discutat astăzi în ședința de Consiliul Local făcea trimitere și la trecut. Care a fost soluția identificată de acel grup de consilieri în anul 2017, care a fost transmisă din documentul pe care aveți în față, care a fost transmisă către Consiliul Local. Soluțiile sunt mai multe, deci nu este una singură. Cele mai importante? Păi cele mai importante știți care sunt. Trebuia era în momentul ăla. Atunci. Vă dați seama că astăzi, de exemplu, e altă situație. Dacă ar fi să faci o radiografiere astăzi, probabil că câteva soluții trebuie schimbate. Primul lucru care trebuia făcut, scos sechestrul de la NAP. Deci, trebuie să mergi în așa fel încât ordonanța 28 sau... Da? Deci este o ordonanță care dă posibilitatea, da? Să scape de aceste penalități și sechestru. Este un proces, da? Prin care cu o înțelegere, prin bună credință, probabil făcut și un pic de lobby, că trebuie să mergi să umbli, trebuie să scapi de acel sechestru. Eu consider că cei de la RAGCL în mod greșit, li s-a pus sechestru de către ANAF. Iar cei de la ANAF nu vor să recunoască că au greșit. Deci dacă scăp de sechestru, e ca o gură de aer pentru societate. Dacă cei care au pus sechestru ar recunoaște că au făcut impunerile greșit, probabil că li s-ar șterge 90% din datorii. A fost cineva de la primăria Pașcani să lupte pentru subiectul ăsta? N-a fost nimeni. După care trebuie să vorbești foarte clar. Noi, oameni buni, avem 10 centrale termice. Da? Bun. 10 centrale termice. Câte funcționează? 2, 3, 4, 5? Ce trebuie făcut ca să le fac eficiente măcar? Da? Hai, din 10 închidem 3. Da? Unde închidem? Ce facem? Facem un inel de recirculare, facem o mufare cu altă centrale, cum s-a făcut deja anul trecut. Avem niște soluții tehnice. Bun. Cum le spunem la oamenii care nu vor mai avea de mâine căldură sau de la anul? Informăm din timp. Le spune, oameni, uitați, noi nu putem de la anul să vă furnizăm căldură, vă informăm de acum să vă găsiți o metodă de încălzire. Îi informez că nu poți să vii din mâine și spui, doamne, eu nu știu, nu mai pot să dau căldură. Deci trebuie să ai nevoie de o viziune, de un program. E așa cum s-a lăudat în campanie electorală. Va face o consultare publică. Deci, că va veni cu soluții, am venit în Consiliul Local cu un tip de vrăjeală, din punctul meu de vedere. Folosesc un cuvânt așa, cam nepotrivit. Am venit în Consiliul Local, zice, domnule, știți, haideți să luăm un consultant, să vină un specialist care să ne spună nou cam ce ar trebui să facem. Și așa de greu, domnule. Deci, mâine faci lucrurile cum trebuie, mergi la grădiniță, mergi la școli, mergi la licee, discuți cu directorii, discuți cu specialiști în domeniu, și chiar acolo vedem, domnule, cum o rezolvăm să facem ca să aveți căldură, să aveți continuitate. În toamna lui 2016 am avut un proiect de hotărâre prin care ceream ca primăria, Consiliul Local, să suporte acele pedele induse, datorită de actualizării prețului.
Acel proiect a fost făcut în colaborare, era acceptat de cei de la RATCV, Consiliul de Administrație, conducerea de acolo. Dacă se dea atunci acei 2 milioane de lei, se stingeau datoriile, numai că știau penalități și la ora actuală, dacă banii cred că erau înapoi în primărie, că acei bani erau eligibili la finanțare la minister. Nu au vrut. Au zis că nu îți pierde induse pe chichițe din astea, așa, nu îți pierde induse, că e diferență de preț de la TVA. Gândiți-vă că atunci, da, în 2016, dacă s-a achițat toate datoriile, RATCV-ul nu mai acumula penalități, nu mai făcea acele pene de 1 milion pe an. Nu s-a vrut, de soluții au fost, da? Deci RATCV-ul a depus informări la primărie, primăria n-a mișcat nimic, în disperare, a apelat la noi, la opoziție și a zis, domnule, inițiați voi proiectul ăsta, poate înțeleg și ei și poate azi. Și noi ne-am asumat, l-am luat, da, dumneavoastră, haideți că îl facem noi, nu mai poate înțeleg. Astăzi, dacă erau banii ei, aveau o posibilitate, cum spuneați dumneavoastră, să dea bani în, la RATCV. Aveau o datorie pe care și-o asumau, pentru că cândva cineva nu a înțeles TVA-ul e 19% sau e 24%. Mulțumesc! Vă rog, vă rog! Ați avut o laudă la adresa domnului Corina Lariu, cu privire la inițiativă care au avut-o. Discuții cu situația RATCV. De ce nu ați participat? Am fost. Credeți-mă, deci am fost. La ședințe, la discuții? La ședințe am fost, da. Haideți ca să ne... Am fost prezent la prima ședință. Deci am avut la prima ședință reprezentant pe domnul Dandu. O singură dată. Da, la a doua ședință am fost eu. Și i-am spus punctul meu de vedere. Am fost la ședință, credeți-mă, deci am fost la ședință. Și am spus punctul meu de vedere că mi se pare anormal la o ședință care tu vrei să fie de lucru, să chemi RATCV-ul, Consiliul de Administrație de la RATCV și tu să le spui că ai două soluții. Una, insolvență, asta înseamnă voi, Consiliul de Administrație, plecați acasă, sau punem centrale termice la toată lumea, asta înseamnă că închid RATCV-ul. Mie mi s-a părut o, cum să vă zic eu, o variantă greșită de abordare. Nu stă în picioare, adică i-ai chemat ca să-i spui că nu sunt capabil. Părerea mea este că RATCV-ul nu trebuia să participe la discuții inițiale, să avem niște păreri neutre de la cineva care vorbește obiectiv, la rece, pentru că cei de la RATCV n-au cum să fie obiectivi, sunt subiectivi. Ei doresc ca să funcționeze în continuare, acel Consiliu de Administrație să fie în continuare acolo. Vii cu niște specialiști, într-adevăr, pe domeniu, care radiografiază corect așa, tot ce se întâmplă acolo, și spune o soluție pe masă. Dar, repet, măcar consilierul Olariu a avut o idee, domnul. A avut o soluție. A chemat doi oameni la masă. Dar primarul, asta am spus. Corect este politic să spun, într-adevăr, consilierul Olariu măcar a gândit ceva. A avut o intenție. De aia am adus aminte acest subiect și în contrast am spus că primarul Dumitru Pantazi n-a mișcat nimic. Da, în opinia de noastră, vinovat sau vinovat de eșecul acelei consultări sunt consilierii PNV? Pentru că n-am participat? Dar ei, i-a dat PSD-ul cu PMP, au vreo majoritate. Au venit cu vreo soluție. Am uitat un lucru ăsta pe aia. De ce? Noi am venit cu o soluție. Noi am venit cu niște soluții, n-au fost bune, da? Trebuiau să vină și ei cu niște soluții și vedem, erau bune sau nu erau bune. Noi am venit cu niște soluții, le-am pus pe masa Consiliului Local. Două, da? Am venit cu Petre Industria, am venit cu acel raport. Le-am pus. Au zis că nu-s bune. Au râs de noi. Da? Ascultați-mă. Au zis, nu-s bune, nu vă pricepeți, nu aveți expertiză. Ok. Au venit ei. De ce nu au venit ei cu niște soluții? Au mai venit, în afară de noi, a mai venit cineva pe masa Consiliului Local cu niște soluții? Dom'le, aia de la pe ei n-au știut. Nu-i bun ce au făcut ei. Nimic. Au respins la vot tot. Bun. Veniți la asta. Vă mulțumim că ați fost prezenți astăzi, vă dorim o zi bună și sperăm să avem totuși căldură în calorifere cât mai curând.